be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta ne aflăm în parcul natural Buceți. Vrem să ajungem în primul rând la cabana Mălăiești și după aceea o să vedem ce mai avem cum să facem. Am pornit din Crâșnov și am venit cu mașina pe strada Clăjăriei Râul Mare, așa țin minte că se numește, până la drumul forestier, unde am intrat efectiv în parcul natural Buceți. Aici am plătit și o taxă de 10 lei, care este valabil pentru 3 luni, oriunde, nu doar pe acest traseu. Și poți să vii cu mașina până la barieră, cel puțin noi până acolo am venit și am parcat în spatele celorlalți din fața noastră. Câteodată știm că mai e deschisă bariera și poți să mergi mai în față un pic, dar nu e fain să te riști, să intri până acolo. Da, 100 de metri sau ceva de genul, deci nu are sens. Dacă să sub locul nostru anterior, noi suntem cazați la Casa Pelinica din Fundata. Deci de acolo am venit cu mașina până în Râșnov. Driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Traseul cu care suntem astăzi este prin pădure cam 95%, adică până la cabana Mălăiești. Până la cabana ar trebui să facem cam 2 ore jumate, poate 3. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. Am ajuns și în apropiere de Poiana Ferigii, unde există și un popas cu bănci și masă, unde trebuie să faci pauză de apă, ceea ce noi am și făcut. Și până aici ne-a luat aproximativ o oră. Acum să vedem cât ne mai de aici până la cabana Mălăiești. Mai departe! Noi am ajuns acum la cabana Mălăiești. Până aici de la mașină ne-a luat aproximativ 2 ore și 10 minute, dar am venit într-un pas un pic mai alert decât în mod normal. Și am făcut foarte puține opriri, cred că doar 2 și destul de scurte. O mai oprire doar pentru apă și atât. Aici la cabana Mălăiești se servește mâncare doar după ora 12. Noi acum suntem în jurul orei 11:30, dar nu contează pentru că ne-am pus cu noi sandwich-uri și orice mai vrem să mâncăm. O să luăm un pic masa aici, o să stăm cam o jumătate de oră. Dar chiar dacă ajungeți înainte de ora 12, puteți să vă luați prăjitură și aici vă puteți caza, din câte țin eu minte, costă 40 de lei pe noapte, dar aveți nevoie de sac de dormit. Locul ăsta este absolut fantastic, cei mai frumoși munți pe care i-am văzut vreodată. Mi se pare că sunt mai frumoși decât munții Făgăraș și decât munții Piatra Craiului, dar asta este părerea mea. Aici e o porțiune cu lanțuri la care trebuie să aveți grijă. Nu
vom ajunge la vârful nouă, pentru că nu ne-am încadrat timp și suntem foarte obosiți, dar am ales totuși să urcăm mai sus. Mai sus un pic, până chiar pe platoul pe care duce și traseul către vârful Omu. O să vă arătăm de acolo cum arată și oricum l-am surprins și în cadre din drone. Urcarea pe care am făcut-o noi a fost prin Brâna Caprilor. În spatele nostru se vede vârful Omu și dacă am înaintat spre traseu, am ajunge la vârful Bucșoiu. Noi o să rămânem undeva pe aici, nu facem niște poze și după aia ne întoarcem înapoi către cabana în Mălești. So slow, hold you in my arms, won't let go. World around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. Acolo undeva e o capră, am filmat-o cu aparatul Sergiu și o să pun clipurile chiar acolo. And it shows if I'm honest, you're the leaves in mid-August, and I've come out here to say. Noi acum am ieșit de pe traseu, acum cam 10 minute și ne îndreptăm spre mașină. Traseul la coborâre ne-a luat cam o oră și 35 de minute de la cabana Mălăiești până jos la cascada și podețul de unde începe efectiv traseul. Dar în mare parte din traseu am alergat. Da, pentru că a fost mult mai simplu decât să mergem încet și să fim atenți tot timpul la pași. Da, oricum coborârea nu cred că e grea sau dificilă, e chiar ok. Da, categoric. Tot prin Brâna Caprilor am și coborât înapoi la cabana Mălăiești, doar că am stat destul de mult pe acel traseu pentru că am văzut foarte multe capre negre și le-am tot pozat și filmat și am tot stat să le căutăm și ne tot uitam la ele în continuu. Că era foarte interesant pentru că au coborât într-un timp foarte scurt, în jur la 10 minute, de aproape de vârful Omu până jos la noi. Cred că în timpul ăla cât am tot stat și ne-am uitat la capre am fi urcat la vârful Bucșoiu. Da, probabil. Da, mie nu-mi pare rău, a fost o experiență chiar faină. Niciodată n-am văzut așa ceva, da, exact, n-am văzut niciodată. Ca și o concluzie, traseul de astăzi a fost foarte fain. Peisajul este absolut spectaculos, este ceva ce chiar nu am mai văzut și mi-aș dori foarte mult să revenim cât de curând și poate să dormim la cabana Mălăiești și după aceea să facem urcare spre vârful Omu. Urcarea spre vârful Omu se poate face dacă pornești suficient de devreme și dacă condiția fizică îți permite. Adică eu nu mă simt că nu aș fi putut să ajung până acolo. Singura problemă este timpul, pentru că ne-ar fi prins seara pe traseu. Da, nu am pornit foarte devreme din cauza că ieri a făcut mulții Piatra Craiului, vârful Omu. A fost mult mai solicitant decât am crezut noi. Și dimineața ne-am mobilizat foarte greu. Da, pentru că eram super obos. Da, chiar a fost o experiență interesantă și tot ce am văzut a fost absolut minunat. Da, aproape că deja plănuim când să venim. Da. Și de la cabana Mălăiești neapărat să vă las prăjitura lor. Cu ciocolată. Cu ciocolată și cu mere. Da, e genială. Și da. Undeva la 6 lei. Da. E foarte bună. Și mâncarea este da, ok. Am mâncat prietenii noștri. Noi acum o să mergem direct la mașină și după aia la cazare, la Casa Pelinica, pe care o avem prezentată în vlogul anterior. Dar o să găsiți link și în descriere pentru el. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita de like și subscribe și lasă-ne mai jos în comentarii trasee pe care ai vrea să le vezi făcute de noi. Ne vedem în drumeția următoare.